Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În marea familie social-democrată care se află la guvernare, iese în evidență marea familie a domnului Daia, ministrul agriculturii. Știți că suntem fani, îl urmărim, ne place foarte mult. Ce, Luca, de ce râzi? Îmi place când vorbim de domnul Daia. Da, de domnul din Daia. Start mă bine dispune. Ia, fii atent acum să vezi ce o să ne râdem. Domnul ministru Daia este coleg cu fica, ginerele, Nora și soția. Toți acești membri ai familiei sale extinse lucrează în instituțiile subordonate ministerului. Asta ce se știe? Cum mai fi având dânsul unchi, mătuși, veri, ce-o mai fi? Băi, și-a pus oameni de încredere acolo. Nu mai știu ce era Nora. Nora? Nora este nevasta fiului. Fica, ginerele, Nora. A, deci fiul e singurul care lipsește din tablou. Așa, n-a fost identificat, nu știm ce face dânsul. Ok. În precedentul mandat de ministru a domnului Daia, 2017-2019, dacă țineți minte, da, când trecea cu doamna Viorica pe sub conducte, știți că e o poză. Da. S-au angajat fica sa la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și ginerele sau la Agenția Națională pentru Zootehnie. A, deci nu s-au cunoscut la serviciu. Da. Eu legând, disem o scuză, zic, știi cum e, unde vrei să se cunoască mă oamenii, că nu se mai iese în oraș. Și acum oamenii se împrietenesc pe rețele de socializare, da, sau la serviciu. Nu cunoaștem care a fost procesul de îndrăgostire și curtare, dar asta, deci ei acolo s-au angajat. Da. Actuala soția domnului Daia, doamna Cami, a fost angajată inițial vicepreședintele Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, și apoi director la Agenția de Plăci și Intervenție pentru Agricultură, APIA. Acolo sunt banii în agricultură la APIA. Păi și nu vrei să se îndrăgostească de domnul Daia dacă nu un om pasionat de agricultură, da, cum e doamna. Aici a devenit recent... Să pasiunea părinților. Doamna a devenit recent colegă cu Nora. Deci dânsa e cum ar veni soacra, ca să înțelegi cum... Da. Adică și Nora ministrului Antonia Luchian, 32 de anișori, mă scuzați, angajat în 2020 drept consilier la Agenția de Plăci și Intervenție în Agricultură. Anterior, a descoperit publicația G4 Media, dânsa a lucrat la propria firmă, era antreprenor, unde era o firmă de cursuri de dans și dansatori evenimente. Uh-huh. Faci un eveniment, vrei un dansator, pac, suni la firmă, o angajezi pe doamna. În mesajul de întâmpinare al firmei se precizează, citez: dansul este accesibil oricui, la orice vârstă, și este una dintre bucuriile vieții. Deci o fire veselă, da. Dar în 2020 zici că s-a mutat. Da. Din coace, că a venit pandemia și nu s-a mai prea dansat, da, o perioadă și trebuia să facă și femeia ceva. Corect, mai ales că, adică dansul e normal la vârsta ei. Malițios, eu încă o dată spun. Ce vrei, mă, să facă? Dacă tu, dacă l-aveai pe socrătul la minister și nu se mai prea dansa, nu căutai ceva de lucru? La minister. Unde? Ce, la minister nu se organizează dansul? Părinții te ajută în situații de exact. Dansul, cum ziceam, e normal la vârsta ei. Era un cântecel. Cine cânta? Dansul. Silvia Dumitrescu. E normal la vârsta mea. Bla, bla, nu știu ce. Bucuria vieții, desigur, doar că, așa cum a observat Luca, a venit tristețea la buzunarele, pentru că înainte de angajarea la APIA, adică în 2019, când s-a angajat în 2020, și a trebuit să depună declarație de avere. În 2019, doamna Nora ministrului avusese drept singur venit suma de 4.000 de lei, dividende de la firmă. Nu prea a mers cu dansul. Da. Subțire. Lumea nici nu știe cum e. Ori au luat comision mare cu POS-ul. Da. Fica domnului ministru, Dana Florentina, dânsa s-a angajat în 2017 ca referent la o altă instituție subordonată ministerului, unde este sau era și atunci șef tăticu, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, AFIR, iar cu bănuț, cu nu știu ce. La puțin timp după angajare, ea a trimis un e-mail colegilor din AFIR, agenția respectivă, cu următorul conținut. Citez. Aici e interesant. S-a vorbit mult despre asta. Atunci am vorbit și noi la... Dar ne face plăcere să reamintim. Conținutul era așa. Citez. Hey people! Sâmbătă plec în vamă. Cine vrea să ajute cu 10 lei pentru drum să vină la biroul de presă. Relaxarea face munca mai ușoară. Mulțumesc? Da. Crezi că s-au înghesuit? A? Deci, Luca, așa se face. Tu când pleci în weekend la Londra... Să vorbesc cu colegii să faci închetă. Da, e-mail. Hey people, pentru că fiind pleci... Sâmbătă plec la Londra. Știi ce prețul sunt acolo? E 30 de euro, trenul dus în lire. Dacă vreți să ajutați cu 10 euro, vă aștept la mine la secția sport, biroul 4 de pe dreapta. Relaxarea face muncă mai ușoară. Mulțumesc, Luca. Și vezi și tu, cine pune ce bot? Se întâmplă. Vine, îți aduce lumea 10 euro, bravo, să trăiești.